Dacă ninge și circulați pe drumurile naționale care tranzitează județul Vâlcea, nu uitați să vă luați o lopată și materiale antiderapante. Nu de alta, dar din cele 10 puncte ale secției Drumuri Naționale Vâlcea, la unul singur, cel de la Voinasa, se cunoaște firma care va executa dezăpezirea. Licitația a fost organizată la sediul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, dar firma care a câștigat licitația s-a răzgândit. O recunoaște și directorul secției Drumuri Naționale, Lăcrămioara Statie. Societății din satul Mare Perechi, ca să licitația la iarnă, s-a luat măsura să demareze regim de urgență o licitație fără publicarea anunțului și s-a scurs la licitație pe baze. Pe 26 noiembrie s-a prezentat la regională decât pentru Voineasa și pentru Seaca. Pentru Voineasa s-a încheiat deja contractul, utilajele trebuie să prezinte în bază. Pentru districtul Seaca, care are administrare Valea Oltului, mâine societatea care și-a depus oferta trebuie să prezinte niște clarificări și probabil în cursul săptămânii viitoare se va încheia contractul. Din păcate, pentru celelalte sedii... Câte? 8. 8? 2 sunt acoperite, 8 neacoperite. Am mai luat legătura cu firmele cu care am mai colaborat și pentru care deținem informații care mai avea utilaje. Pe data de 8 se ține o nouă licitație pentru toată partea de sud și Râmnicu-Vâlcea, care administrează dealul Nedului, iarăși un sector foarte important de lucru. Cei mai ropsiți vor fi șoferii care vor trece prin sudul județului, acolo unde iarna nu este blândă deloc, dar unde compania n-a realizat că odată și odată va veni și iarna.